Orei? Asumptote. Dar hai să plecăm de la ce înseamnă graficul unei funcții. Da. Ca să se înțeleagă că asimptotele nu se studiază așa ca să fie o temă și acolo. Hai să o facem și pe asta. Nu, că te interesează acele drepte pe care graficul nu se apropie din ce în ce mai mult. Deci, la sinteza o sinteza orei, vom spune graficul unei funcții. Ce înseamnă asta? Da? Da. 1. 2. Elemente ajutătoare. Asimptotele sunt elemente ajutătoare pentru trasarea corectă a graficului. Da. Deci, asimptotele înseamnă elemente drepte. Hai să ne spunem ce sunt drepte. De drepte care ne ajută să trasăm corect graficul unei funcții. Și 3. Am văzut exact asimptote verticale, asimptote verticale studiul lateral, nu? Punctele de acumulare. Asimptote verticale studiu, echivalent cu studiul limitelor de lor. Studiul limitelor în punctele de acumulare ale domeniului lui de definiție. Asimptota oblică, oblică, înseamnă Y egal cu MX plus N, unde M egal cu limită pentru X timp de la plus minus infinit din F de X pe X, iar N-ul este limită pentru X timp de la plus minus infinit din F de X minus M ori X. Deci asimptota verticală, asimptota oblică. Asimptota oblică devine uneori orizontală. Deci asimptota oblică egală asimptotă orizontală, dacă și numai dacă există limită pentru X timp de la plus minus infinit din F de X finită. Finită. Am atenție că și mașină trebuie să fie finită. Cam asta am. Și să știți că calculezi limite. Da? Deci de aceea... Calculul limitelor. Limitelor de funcție. De funcție. Dacă nu știți să faci limite, și să asumi tot de să faci tu acolo. Nu? Ai văzut limite fundamentale? Da. Și tot trebuie să știi. Deci antrenamentul trebuie foarte mult făcut la limite de funcție. Că probabil că într-una de ședință am să vedem tot felul de limite de funcții. S-au trecut așa foarte repede, nu și mai departe, dar aici trebuie aprofundat. Limite de funcție să fie bine pus la punct. Ne oprim aici, dragilor. La revedere! Bine că s-au făcut și ora 10. Tot aștept de multă vreme. Da.